Bună ziua, dragilor! Încă un colind pentru astăzi. Moș Crăciun cu plete de albe. Da, este foarte simplu. Vom începe prima variantă cu, mă rog, cu ce putem, cea mai gravă variantă. Ok, este în fa major, vom avea si bemol. Așa sau așa. Da, vă recomand să vă listați partitura și să o urmăriți. Mă rog, asta e de la colindul anterior. Da, urmăriți, v-am pus foarte simplu cum puneți degetele. Mă rog, vă sfătuiesc. Mie și mie mai ușor și dumneavoastră mai ușor. Moș Crăciun cu plete de albe, în fa major, da, si bemol, începem cu do. Și partea asta nu este în partitură, da, dar e foarte simplu. Și acurar. Varianta a doua, cu un ton mai sus, dacă prima a fost în fa și am început cu do, asta este în sol major și începem cu re, da? Vom avea fa diezul, da, știți, sau la jumătate de gaură, da? Ok, vă arăt ambele variante. Și acum varianta cu fa diez la jumătate de gaură, da? Foarte bine. Varianta a treia este în do major, începem cu la. Și ultima variantă, da, în fa major, este prima variantă la octavă, începem cu do de sus. Și avem si bemol, da, si bemol de sus.
Foarte bine. Vă aștept la următoarele prezentări.